Salutare, prieteni! Ne-am gândit să-i facem o vizită lui prietena ta, Câmpeana. Da, prietena mea, Câmpeana, și la Mex. Mergem până la Mex și la Câmpeana. Mergem până la ei să salutare, vedem prieten, și noi. Să fii sănătos, să vă ajută Dumnezeu. Deci avem un frig de la poștă. Ziua, bună ziua! Au, ce faci, mă, Câmpeana? Ce faci? Ce-mi spus-o, domnule? Nu zică ce faci. Ce face Dănuț, Mex? Mă trezesc și acum vreau să vin la bucătărie să bea cafeaua. Ai, nu să trezire până acum. Noi am că vorbit că cu Dănuț. Da? Dacă stă Dani până la 2-3 și nu doarme. Da. Noi l-am sunat pe Dănuț și așa, am venit. Hai că sus, să vin afară. Nu am venit cum a venit atunci, nici n-am anunțat. Nu are nimic ce să facem. Hai, luați un loc, stai jos. Mulțumim, mulțumim frumos. Da. Ce să mai facem? Ce am făcut, domnul Ilean, acum să mai simt? Am fost la Cluj, e foarte bine, l-am operat. E bine. E bine. Doamne, ajută. E bine, ce să mai facem? Stai și tu jos, Albina. Am fost pe el în oraș. Mai afară, mă, dă să ne faci câte o cafea. Că veni doamna Ileana, hai să-l cheamă pe Dănuț. Hai. Da. Hai ce bine acum. Bine, dragi prieteni, mai. Salutare, dragi prieteni, salutare. Bine v-am regăsit pe canalul doamna Ileana de la Stehaiu. Dragi prieteni, a venit doamna pe la noi. Păi suntem și neamuri. Că suntem și neamuri, bineînțeles. Și a văzut, vă dați seama, a avut și ea probleme. N-a venit pe la noi, a fost plecată și a văzut pe YouTube că ce se întâmplă la noi în familie. Și doamna a venit la noi să facă ea de tate, că ea este adevărată judecătoare, ea și cu doamna Stella, două, atât. Restul, nu, ea judecă, ea are neamuri la Sibiu și peste tot și o ascultă și ce spune doamna Ileana, aia va fi. Și a venit doamna Ileana să facă dreptate și să facem odată judecata să fie bine cu toată lumea. Dragi prieteni, am venit aici la Dănuț pentru că n-am fost acasă. V-am povestit că am fost la Cluj cu soțul meu de l-am operat și mi-a părut foarte rău că n-am putut să vin până la ei, că am fost plecată. Dar acum soțul meu este bine, am venit acasă de vineri și am zis că să le fac o vizită, să vin pe la ei, să văd ce face, că suntem și neamuri, suntem și în oraș și trebuie să ne ajutăm unul pe altul. Da, aici vreau să vedem cum facem cu lumina, cu treburile noastre, ca să fie bine. Ca să vină și lumina la copiii ei, chiar dacă nu mai vrea să se ducă acolo unde a fost ea la soprii, să vină barem acasă la copiii ei. Că nu o să lasă lumina copiii la, acolo la soacă sau la patroana, la leu acolo unde sunt copiii. Că trebuie să vină acasă la ei, chiar dacă nu se mai duce acolo. Ea trebuie, că e mamă. Nu poate să le lasă. Normal. Doar atât că mai durează. Și o să vedem peste o săptămână, două sau după Paște, când vine patroana acasă, să facem judecată țigănească, să vedem cum rămâne cu copiii. Că nu o să lăsăm copiii așa, fără nimeni așa. Nu se poate. Stau cu Anca, are grijă de ei, are grijă de ei, le îngrijește Anca, le duce la școală, normal. Nu e nicio problemă. Doar să unii copii au nevoie de mama. Până atunci poate vine și ursul. Da, să dă Dumnezeu. Da, să poate vine și ursul, ește și el acolo la greutate. Normal. Ne pare foarte rău, sincer, ne pare rău de familia asta, dar nu. Vedeți, prieteni, ce suflet bun are doamna Ileana, a venit cu toate problemele care le-a avut, unde a fost cu la spitalele astea și uite că a venit pe la noi să vadă ce facem, să scăpăm odată de bârligături și de certuri și de tot. Doamna Ileana, nu știu dacă ați auzit, a spus că și eu știam de multă lume, a spus că știam de lumină. Nu, e adevărat. În bărligături, peste, nu mai am... Nu e adevărat, nici o mamă, nici un tată, nici un frate nu vrea să fie așa ceva la copii și la fata lor, sau la copilul lor, sau nu se poate așa ceva. Nu dorește nimeni rău la familia lor. Adică cum să-mi doresc eu rău la familia mea, la copilul meu, la nepoții mei? Niciodată. Așa și Câmpeana, și Mex, și Dănuț, nu doreau așa ceva la familia lui Lumina.
și la copiii ei, pentru că nu doreau. Nu era bine, nu este bine, niciun caz. Ea nu mă sună. Dar Lumina să nu se gândească, poate mă vede pe videoclipul ăsta, Lumina să nu se gândească că rămâne ea singură să nu mai vină la copii. N-are cum să facă treaba asta. Că mai stă o săptămână, două, o lună, cât vrea ea, dar odată și odată la muncă, unde este ea acolo, dar odată și odată trebuie să vină la copiii ei, că știe ce copii are și cum stau copiii și cum sunt copiii. Că sunt copiii foarte răsfățați, că a fost răsfățați de ea. Da. Și de toată familia lor, de Anca, de toți, de patroana, copiii au fost foarte răsfățați. Și trebuie să se întoarcă la copiii ei, că n-avem cum. Așa că rămâne Câmpiană, Dănuț. Vorbești cu Mex, că nu este acum în la CIA, ca să vorbesc eu cu el. Lăsăm după Paște cel mai mult timp, că atât de timp, după ce mai e la Paște, e puțin. După Paște ne strângem toți, vine și patroana și vorbim și vedem cum facem. Normal, aici nu mai poate patroana să facă cum a făcut cu Mădălina, lasă că așa, lasă că așa, lasă că așa. Că știți care e problema. Da. Și noi am rădat destul pentru ei să se întoarcă înapoi Mădălina la ei, știi de ce? Pentru fate. Pentru copii. Știu, pentru copii. Dar acum să vorbim cu patroana, cu Lumina, prin telefon, să vedem, sau poate vine ea acasă până atunci, Lumina. Ce de-a Dumnezeu? Nu trebuie să mai vă năcăjiți, nu trebuie să mai alertați așa, să mai vă supărați, că n-are rost. Faptul e consumat. Știu ce iese în sufletul vostru, în inima voastră, dar... Doamna Ileana, cum ai spus, nu doare pe nimeni, că la, cum mă doare pe mine și pe Mex. E fata, cum o e fata ta, corect, e fata ta. Normal. Dar dacă te îmbolnăvești tu și Mex, ce faci? Sunteți bolnavi, da? Ce câștigați dacă, Doamne ferește, vă îmbolnăviți mai de tot? Nu trebuie. Trebuie să vă faceți curaj, să vă încurajați. De exemplu, ca noi. Da. Ca noi, ce-am făcut noi cu Mădălina? Și cât de răbdare am avut? Și cum? Foarte mult. Și până acum arătăm. Câte lacrimi am vărsat noi pentru Alina? Știu. Noi la Alina nu-i spunem, dă-te mai încolo în casă. Știu. Știu, Doamne. Asta e, că n-am nici ce să facem. Că Alina a avut bani, că n-a avut bani, a suferit. Știu. Că am fost și noi fără bani. Toată lumea, România, da? Banca Națională, da? Dar minte noi. Bărbatul meu, cât este bărbatul meu de bolnav și tot plânge de Alina. Mi-a spus bărbatul meu așa, când... cu două ore până să-l ducă la operație. Că a vorbit Alina cu noi la telefon, știi? Dar el îi zice, mă, nevastă, ce-a făcut Alina de atât de năcăjită? Oh, e prea năcăjită Alina. Nu trebuie Alina să fie năcăjită așa. Că e un copil foarte bun. Și foarte blând. Și atunci noi ne răbdăm, că n-ar ce să facem. Păi cine a crescut-o? N-a crescut-o Tomiță. Cum? Așa și voi. Trebuie să răbdați și să nu mai vă stresați așa de tot. Că nu aveți cum. Că dacă vă stresați de tot, nu câștigați nimica. De ce am venit să vorbesc cu voi? Să lăsăm după Paște, să vedem cum facem. Că trebuie să intrăm un pic tare ca să se rezolvă problema asta. Așa am zis și eu. Nu așa să o lăsăm așa baltă. Trebuie să o sunăm pe Lumina, dacă nu vine până atunci, și patroana la fel să o sunăm să vină acasă, ca să vorbim, să strângem familia. O să strângem familia din nou, o să vină Lumina, dacă nu îi convine să vine stea și acolo. Până atunci. Da. Dacă nu mai vrea să stă Lumina acolo, să stă la tine. Să vină să spună față în față ce vrea și ce nu vrea. Eu am spus. Asta. Dar cu ăsta nu va rămâne. Eu mi-am spus. Dănuț. Hai să spun ceva, să mă înțelegi foarte bine. Tu ești un copil mai tânăr. Eu sunt mai bătrână, mama ta e la mijlocie așa. Chiar dacă nu vrea om să facă această treabă, această problemă, dar fiecare om are un catalog. Și ce scrie în catalogul ăla? Mă, nu șterge nimeni. Ce soarta omului. Soarta omului e adevărat, îți spun. Nu o șterge nimeni de acolo. Și dacă ursitoarea este așa, noi nu ne punem cu ursitoarea. Nici Dumnezeu nu șterge ursitoarea. Tu să înțelegi treaba asta. Da? Da. Așa că...
Și așa că de acum o fi ursătoarea, n-ai ce să faci. Cum a scris doar acolo. Ursătoarea nu se pune nimeni cu catalogul ăla care e scris. Da. Foaia aia nu șterge nimeni ce e scris pe ea. N-ai ce să faci. Tot ce e scris omul ăla să fie așa. Noi spunem că să facem așa, ai văzut când te duci la o afacere, da? A, tu spui că fac așa, că fac așa. Și nu iese altceva. Dacă nu e ursătoarea, dacă nu e ursătoarea să faci treaba aia, nu iasă. Dar dacă e ursătoarea să faci treaba aia, iasă, o faci. Păi da. Eu am trecut prin multe, știi ce mi-a spus doctorii de acolo din spital? Păi, doamna Elena, dumneata, văd că știi medicina mai bine ca noi doctorii. Ai făcut vreo școală? Zic că nu. Dar am avut școala vieții. Eu am învățat de la viață aceste probleme de le știu. Așa că... Da. N-avem ce să facem. Trebuie să avem răbdare. Da. Și cu răbdarea trecem peste toate obstacolele astea, peste toate problemele. Până când răbdare, doamna Ileana, până când, că tot așa, toată viața. Păi știu, câmpeană, care e problema. Răbdare, dar n-are ce să faci. Tu știi pe unde am trecut eu acu zilele ăștia? Știu. Nici la pușcărie unde am fost, n-a așa fost nimic. N-a fost nimic. Dar uite, așa am spus eu. N-am tras în casă cât am fost la pușcă, am tras acum. Da. De când a venit acasă. Îți dai seama că l-a întubat pe bărbatul meu. Știu. Și l-a operat. Ce era pentru noi și pentru el. Opa. Opa, a venit domnul Mex. Salut, domnul Mex. Să vrei să fii sănătos, să-ți ajută doamna Dumnezeu. Doamna Ileana, ce-am zis, ea este și va rămâne președinta romilor să facă... Doamna Ileana, vreau să-i spui și cuvintele aia, te rog, lui Mex, ce ne-ai spus nouă ursătoare, să înțeleagă și ea. Da, ce e scris omului. Hai, spui somnul ăsta. Îmi spune domnul ăsta așa. Să mă ridică din patru, de-a la ora 1. Da, să mai... Dacă domnii târziu și nu mai aveți somn. Mi-a spus așa domnul, că el este un copil și nu prea știe. Așa. Voi sunteți mai la mijloc, așa. Na. Trecuri și voi prin multe, că ați trecut. Da. Ianișule, ce faci? Să nu pleci, că mă întreabă cu tine, da? Hai, lasă-mi vorbească cu mine. După aia. Și ați trecut și voi prin multe și prin multe. Normal. Dar eu că sunt mai bătrân, am trecut prin mai multe. Normal. Așa. Nu știu eu. Orice om are un catalog. Da. Mă înțelegi? Da. Și în catalogul ăla este scris tot ce să facă omul în viața lui. Normal. Catalogul ăla, Amex, nu șterge nimeni, nici Dumnezeu. Mă înțelegi? A fost o fată, asta e vorba adevărată, nu e poveste. Și m-am lăsat la ursători, a văzut că când i-a pus ursătorii. Și m-am lăsat la ursători, a văzut așa. La 18 ani, să nu iasă afară din casă, să nu se ducă nicăieri, că va fi mușcată de un șerpi. Și va muri. Da. Ce face femeia? Acum a așteptat, până la 18 ani, îți dai seama, cu sufletul la gură, că fata, că putere, că putere. Și ei, în ziua aia, a căzut să se ducă la culesul de vie, știi? Mama s-a așteptat-o. Spune aia căruța, pune boii la căruță, a fost, și s-a dus la cules de vie. Ce spune la fată? Nu, mamă, tu nu te duci cu noi la... Adevărată e, nu e minciună. Deci tu nu te duci cu noi adevărat, asta, la vie, pentru că nu se poate să... Tu stai în casă și nu faci nimic. Numai să stai în casă aici. Bine. Stă fata în casă, vine aia de la vie, trage căruța cu struguri acolo, a umplut o căruță de struguri, trage căruța cu struguri acolo în mijlocul curții și se dă jos. Ce face și fata? Ia să și ia afară. Să ia și ia un strugur să mănânce. De acolo din căruță. Uh-huh. Mă, din căruță! S-a pus așa la căruță și a luat strugul. Când i-a pus să mănâncă din struguri, veni șarpele din căruță, pac! A mușcat-o, a murit fata pe loc. Așa a fost ursită. Adică era ursitoarea ei așa să moară din șerpi. Da, așa a fost la 18 ani. E așa și omul ce face în viața lui. Are scris acolo că spusă Dănuț că nu o lăsăm acolo pe lumina. Păi și dacă fii soarta să rămână acolo, n-ai ce să faci. Soarta nu te pui. De ce am stat mult? Bine, am venit aseară târziu, n-am fost acasă. Și mi-a scris cineva, nu dau nume câmpeană, salut, Max, nu știu ce, lumina e tot în Augsburg,
Era într-un magazin, fie de mi-a dat și poză până a ieșit din magazin. Serios, uite. A făcut poză când au plecat. Ia, dă fel mare poză, ia. Dar nu e, n-a prins bine. Dar de ce arăți pe... Nu, că nu se vede. Nu se vede. Mi-a scris cineva. E tot în Germania. Care e ea? Nu se vede, uite, citește mesajul bine. Să fie sănătos un mic dacă e acolo. Eu nu mai mă duc, doamna Ileana, după ea nici. Am spus că într-o... Mă, tu doresc să fie sănătoasă, oriunde a fi, să fie sănătoasă, să fie bine și cu asta, cu asta. N-ai ce să-i faci altceva, cu gândul ăsta trebuie să stai. Nu mai gândul ăsta, nu mai... Da, mă. Da, Fibi, pace, că nu se întâmplă nimic cu el. Vezi unde sunt? Nu se întâmplă nimica cu el. Tu nu mai îți dă, știu, îți dai toate gândurile din lume că... Păi da, dar nu e singură, sunt mai mulți, uite, ai văzut? Da. Sunt mai mulți. Nu știu cine e cu ei, vezi? Află. Doamna Ileana e aici, a venit la noi, este după Paști, că să intrăm puțin tare cu atitudine, să vedem să fie bine. Sfatul doamnei Ileana și așa vom face. Nu, aseară n-ai văzut ce mesaj urât am primit eu. Ma. Păi sunt conturi fecuri. Nu, că vezi, doamne, hai să spun doamna Ileana. Am o filmare de 10 minute. O să ți arătăm, doamna Ileana, să vezi matare. Ne-am fost cu Câmpeană, când am găsit-o pe lumină, dar nu se vede lumina în filmare. Doar am filmat puțin de acolo cum am plecat. Plângeam eu cu Câmpeană, plângeam ca doi copii mici. Da. Și povesteam. Nu e ceva important. Și am zis să pun filmarea aia. Și nu m-a lăsat Câmpeană, a zis, iar pui filmare. Mai sunt 3 săptămâni, vine Paștele. Iar îți pui țigani în cap. Ce iar mesaje. Ce să ne doamna Ileana, că plângem suferința noastră? Și să plâng e prea dureros. Adică să pun iar cum plâng eu cu Câmpeană și chinul nostru în Germania. Să pun drumuri. Iar să am balamuc și scandal cu țiganii, înțelegi? Cum am avut Costică, cum am avut nu știu cu ăștia. Da. Am zis, lasă, vedem după Paște. Ce să arăt, cum plâng și alea. Și vezi, doamne, niște fani, niște prieteni de noștri care... A, nu ești de cuvânt, ne dezabonăm. Faceți, frate, ce credeți, asta e. Dar, prietenilor, vă rugăm frumos să ne scuzați și să ne iertați. Nu să punem toate mânătățile noastre pe Facebook. Dacă am prostie chiar așa mare, acum să o pun pe televizor. Da. Nu se poate, ne rușine și nouă, ne vezi o țară întreagă. Ce putem, dar... Ce nu vrem să punem, nu punem, că n-avem cum. Bine, am zis că pun și mai șterg din ea. Dar n-are rost. Mai șterg, mai decupez. Dar până la urmă m-am gândit. Te învăț eu ce să spui la prieteni. Prieteni, îmi cer scuze, dar nu pot să pun această filmare. Păi am spus. Atât. Am zis. Am zis. O asta se supără oricine. Dacă nu poți să pui filmarea aia, nu poți. Și nu ești obligat să o pui. Da. Da. Dacă vrei, o pui, dacă nu, nu. Salutare, dragi prieteni, vă mulțumim pentru urmărire, pentru mesaje, vă rugăm să vă abonați la Ileana de la Strehaia, la Dănuț Max. Vă rugăm foarte mult, dragi prieteni. Să vă prieteni. Abonați, prieteni, și la doamna Ileana, și la Tomiță și Mândra și vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Okay. Ia uite. Eu? Da, de ce nu să bagă în GTA? Ce să faci în GTA? Fiecare gândul lui. Vine imediat. GTA-ul imediat. Prieteni, nu uitați să vă abonați la doamna Ileana, să vedeți surpriză după Paști, să vedeți acolo să adevărul adevărat, să vedeți după Paști, când o să forțăm puțin să dăm, așa cum a zis doamna Ileana, să o aducem pe lumina acasă. O, vă dorim o zi frumoasă și nu uitați să vă abonați la doamna Ileana. Vă pupăm. Vă pupăm, dragi.